Astăzi la sarea în bucate se gătește cu Uică și Buică, bucătarul și pescarul. Când nu merge pe baltă, Cristian Buică e în concert prin toată țara cântând folk. Despre Buică se știe că el a pescuit căci răsună balta de cântările lui. Astăzi l-am momit și noi, cu un crap la grătar. Cristi, cum a zis filozoful Sâmă? Tot înainte. Tot înainte. Acum, de urcat am urcat în mașină, dar să ne hotărâm și unde mergem, nu? Păi, pentru că eu aș zice să nu mergem pe Caraș, pe Valea Carașului, pentru că bate vântul tare și apele sunt foarte mari. Și că s-au anunțat și podurile astea, galbene, portocalii. Și atunci mai bine să mergem la Șură. Pe Lacul Secu. Pe Lacul Secu, la baraj. Pe marginea Lacului. Acolo prinde rechinul al mare și facem o înțelegere. Mâncăm azi numai ce prindem, da? Bine, Cristi. Na, hai da. Oșteni, picai. Dacă nu aveți cai, picurând. Despre Cristian Buică umblă vorba că e mare pescar. Dar cum Uica Mihai nu l-a văzut niciodată cu vreun pește în undiță, facem prima oprire din traseu la piața de pește. Băieți, îmi pare rău pentru voi, dar o să ajungeți întâi pe grătar și după aia în raiul peștilor, adică aici. Așa ca să nu rămânem flămânzi prin ale păduri, pe ale ape, mai bine uite ce e mână, nu-i minciună. Am pescuit eu doi crapi, crapi oglindă, ăștia sunt extraordinar de gustoși. Și o să-i preparăm pe grătar, umpluți cu urzici, le dă o aromă deosebită și cu bucățele mici de slănină. Profităm de primele urzici, frunze de ceapă verde și pătrunjel din anul ăsta ca să umplem peștele la grătar. Peștele fără usturoi, ca nunta fără muzical, nu se poate. Așa că luăm să facem un muștei ceva? Da, păi absolut. Iar cu câțiva cartofi, punem la cale o garnitură pescărească. Bun, să fii iubit, ceau! Sănătate, bine ai plăcut pe toate! Când plătești, trebuie să tuci și vânzătoarea, da. Neapărat. Pe fundul lacului la Șură, patru crapi mari jucau poker. Jucau poker. Dintr-o dată, pac, apare un cârlig cu o râmă. Unul dintre crapi. Băi! Șase, atenție! Un pescar pe mal. Dar cel mai bătrân se ridică deasupra apei, scoate și aruncă un ochi, așa zice. Nu vă fie frică, nu-i niciun pescar, e Cristi Buică. Dublez potul. Așa că... I l-ați spus? Da, dar nu s-a supărat. Ne așezăm tabăra pe malul lacului Secu, cu greu, încercând să ne facem loc printre mormanele de gunoaie lăsate de turiștii fără bun simț. Buică își întinde sculele pescărești în speranța că vom umple plasele de pește. Ce facem? Acum facem momeala. De partea cealaltă, Uica se străduie din răsputeri să aprindă focul pentru grătar. Vino că avem nevoie de o brichetă! Doamne, mulțumesc pentru pita goală, dar dă-ne și un pește lângă ea, că... Și să-ți aprindă și focul, că dacă îl mâncăm crud, nu cred că ne pică bine. Mai repede aprinde focul decât să prinde el din crap. Ce m-am speriat? La o oră după ce e prins, să zicem, după ce e scos din apă, la 2 ore, la 3 ore, îi bagi în congelator. Și scoți? Când îi scoți din congelator, când încep să se încălzească, își revin și mișcă. Pe sistemul ăsta mi-aș dori să fiu caras, da. Să mă băgați la congelator, să mă scoateți peste 50 de ani afară. Și încă să mai dai din gură. Să dau din gură, da. Nu, dar nu vei mai avea succes cu emisiunea asta, pentru că lumea mănâncă pastile. Peste 50 de ani. Deci la dimineața o pastilă, la prânz o pastilă și seara fără pastilă, că ții dietă. Poate în alea Americi, dar eu îți garantez că Bănățanu și peste 100 de ani, dacă n-are clisă, dacă n-are coleașă, dacă n-are sarme, dacă n-are zama aia lui. Da, no. Sigurat are, da, așa este. Și apoi, care a renunțat la plăcerea de a da la undiță și a mânca un crab pe grătar cu coleașă? De altfel, barajul de la Secu e un loc căutat de pescari. Mulți vin chiar de la Timișoara, fie după pește, după peisaj sau prinși de poveștile pescărești. Barajul ăsta
unde suntem noi acum, la barajul Secu, sunt pești foarte mari. Pești care depășesc lungimea și greutatea omului. Unii dintre ei chiar se văd vara, când apa e limpede, de pe digul barajului, se văd pești imens de mari, imens de mari, aproape nemișcați. Și așa cum vă spunea Mihai mai devreme, treci cu barca pe lângă ei și aproape că nu se sinchisesc de om. Asta e pe bună? Sunt atât de mari. Da, da. Deci nu este glumă, nu este... sunt pești foarte mari. Confirm, deci asta ce se vede cu ochiul liber. Dar încă o dovadă clară a faptului că există pești foarte mari, este că atunci când au fost inundațiile în Reșița, acum vreo câțiva ani buni, au căzut peste digul barajului. Da. Au fost foarte mari, au trecut peste dig. Și a căzut peste dig un somn de 100 și ceva de kilograme. De kilograme. Da? Găsit da. De localnici? L-au găsit gros, localnici. Ia, dar nu deci, vă cred pe peștele este foarte, foarte mare, însă... Așa aveți un renume de bun, că sunteți niște mari, mari, mari mincinoși, încât nici da. Eu nu vă cred. Așa e soarta pescarului, să nu fie crezut. Cristi. Da. Sarea și cuțitul sunt la mine, să știi. Așa. Îi dau să mănânce crapa sau o trimitem acasă doar cu iaurt și pâine prăjită? Urzici. Urzici, bine, gata. Grătarul e ars, jăratecul mocnește, iar noi ne pregătim să dăm cartofii în foc, căci garnitura noastră la pește vor fi cartofii copți în coajă, sparți și unși cu mujdei de usturoi și iaurt. Nu trebuie să avem mai mult de 120-130 de grade. Și pentru cartofi e focul prea puternic. Uite, îți dai seama de temperatură după mână. Bine. Aici sunt cam 250 de grade. Și când e 120? Îmi dau seama după temperatură și... Când nu ți se ia pielea, doamnă. O metodă care se practică în Republica Bujumbura ar fi să-ți pui limba pe grătar și dacă nu se prinde, înseamnă că temperatura încă... Așa, o să punem cartofii în apropiere. Cartofii ăștia o să fie o bunătate. Ce crapul. Păi să aibă undeva între 14 și 15 kg. Dar mai bine nu-l puneți pe cântar, nu. Lăsați după aprecia mea. Deci acest monstru marin pe care tocmai care l-am... Care încă mai e viu, care încă e viu, dar are din când în când zvâcniri. Ceea ce dovedește că el cândva a fost viu, acum este doar o legumă bună de pregătit pe grătar. Acum, ce o să facem cu crapul? Primul lucru, îl lungem pe interior și pe exterior cu sară și piper. Foarte repede. Da, da, stai că eu țin. Hai, Cristi, așa. Eu îl țin, tu unge-l. Ține-l, uite că încă e viu, mai mișcă. Da. Are un tic nervos, mișcă. Sară și piper. După ce a fost condimentat bine, crapul se umple cu urzici crude și frunze de pătrunjel, care vor da nu numai aromă, ci vor fi un deliciu de verdețuri la garnitură. Umplutura se completează cu căței de usturoi și câteva felii de costiță afumată, tăiată cu bulețe. Se strupește peștele cu ulei și se frige pe grătar. E complicat să prinzi crap, pentru că crapul este, nu este un pește răpitor, este un pește puturos, ca să spun așa, stă mult pe fundul apei, se mișcă greoi, nu este agil, tocmai din această cauză e și gras. Uh-huh. Pentru că nu este ca și peștele răpitor care trăiește doar dacă vânează. El nu, el mănâncă ce găsește așa. Pe fundul apei și, prin urmare, se prinde greu. Trebuie momit bine, în primul rând, deci trebuie aruncată foarte multă momeală în locul în care vrei să prinzi crap. Apoi trebuie făcute monturile la undiță într-un anumit fel. Eu sunt extraordinar de norocos pentru că, iată, am prins doi crapi, babani și gata, umplut. Și dacă eram și mai norocos, îi prindeam gata, fript. Bătutul de trei ori din picior ca să prinzi peștele rămâne o legendă de film de cinema, zice Cristian Buică, deși mulți pescari recunosc chiar și spre amuzamentul lor că au încercat-o. Pe ascuns, bineînțeles. La Dunăre circulă însă zvonurile că altul e secretul ca peștele să tragă la undiță. M-am dus la pescuit la Dunăre și am vorbit cu... Deci, înainte de a pleca de acasă, am vorbit cu un localnic la telefon, l-am întrebat, măi, cum e acolo? Merge crapul? Unde merge? Mă duci pe mine la un loc bun? Și zice la vino, nicio problemă, Nea Cristi, că e mai tânăr, zice Nea Cristi, Nea Cristi, vino aici că te duc la un loc excepțional, prins sigur. Bine, noapte n-am prins absolut nimic. A doua zi dimineața vine localnicul cu care vorbisem la telefon și a zis, bă, ai zis că mă aduci la un loc unde chiar prind ceva pește. Am avut, cu ce ai dat? Păi zic, cu ce n-am dat?
am dat cu mămăligă, am dat cu râmă, am dat cu coropișniță, am dat cu viermișori. Am, deci cu toate momentele posibile. A, nu așa, Nea Cristi. Știi cu ce prindem noi crap? Cu ce, mă? Cu roșii. Deci unul din secretele pe care vi-l spun vouă, dar să nu-l spuneți mai departe, este că, așa se spune, că la Dunăre crapul se prinde uneori cu roșie micuță din grădinile localice. Fără finanțe, bem pe chitanțe și curge vinul negru turbat. Mai mult pește prindea în copilărie, la cârlige din ace de gămălie și undiță din pețe de alun. Și pentru că astăzi peștele n-a tras la undița lui, Cristian Buică ne adresă cu o cântare la chitară, așa cum făcea în tinerețe de știau toți pescarii că e pe balte. Și se întoarce în struguri curat, în struguri curat. Dar unde e casa, unde e cheia, unde e prietenul meu câine? I-am băut lesa și nu mai știu dacă e mai liber decât mine. Dar unde e casa, unde e cheia, unde e prietenul meu câine? I-am băut lesa și nu mai știu dacă e mai liber decât mine, decât mine. Sau decât tine. Fără finanțe, bem pe chitanță și curge vinul negru turbat. Din foame în foame, în tomberoane, se închide strada pe care am plecat. Castele și frunze rostogolite, se cască cerul și urcă ploi. Și iarăși pică dimineața față de masă în noroi. În noroi. Dar unde e casa, unde e cheia, unde e prietenul meu câine? I-am băut lesa și nu mai știu dacă e mai liber decât mine. Dar unde e casa, unde e cheia, unde e prietenul meu câine? I-am băut lesa și nu mai știu dacă e mai liber decât mine. 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 Cât Cristi Buică are grijă de grătar, de pe malul apei ajungem direct la bucătărie, căci doar aici putem să punem în practică peștele în crustă de sare, un fel pescăresc scos din rețetarul secret al lui Uica Mihai. Avem păstre prins din caraș, proaspăt, dulce, bun, ca fraga. Niște somn, ăsta vine din Dunăre, un șalău, ăsta e de la Dunăre. Și monstru ăsta mare ce? Monstru ăsta, ăsta e un crap pe care mi l-a adus Uicagin de la Pojejena. Și pot să spun asta, că nu e un secret, Uicagin e bătrân, l-a braconat, l-a prins cu năvodul. El are o plasă lui care spune năpastă. Și când dă cu ea, scoace... Păi să nu faceți așa acasă, asta nu, rămâne secretul nostru. Nu-i voie, numai noi știm. Așa. Și ce pe... facem cu peștele ăsta? Peștii ăștia noi o să-i preparăm învăliți în sare. Învăluiți în sare. Adică o să facem din sarea groasă, așa îi zice bănățanul, ia cătă, sare groasă, facem un malter. Știi ce e la malter? Nu. Cum faci când văcăluiești casa? Știi ce e să văcăluiești casa? M-ați prins aici, toate îmi sună... Când faci o tencuială nouă la casă. Deci o să punem apă și o țără vin, vin de-a nostru, din Banat, ia uite aici. Vrei să guști o țără? Nu, nu, lăsați că după aia mi se împletucește limba și s-ar putea să spun numai... E dulce, cu aromă de sâmbure. Și cu apă, cu sare și o țâră vin, facem o pastă groasă, maltă rosta, și învăluim peștii. Aveți nevoie de 10 kg de sare mare. Trage tare la cântar, dar nu vă speriați, nu cântărește mult și la buzunar. Sarea se amestecă cu apă și vin roșu ca să dea gust bun cărnii. Pentru că este un pește fără solți, păstrăvul nu trebuie decât curățat de măruntaie, apoi învelit în pătrunjel pentru aromă. E un pește vânător, grozav de iute și depune multe icre. Femeia de păstrăv depune, să nu mint eu, dar câteva mii de icre, din care 10% doar
Supraviețuiesc. Supraviețuiesc, eclozează, cum se zice, pe domnește. Punem sarea în tavă. Wow, câtă sare! Eu înțeleg că avem emisiunea Sarea în bucate, dar chiar atâta sare nu m-am gândit că voi folosi vreodată într-o bucătărie, în afară de murături. O să vezi tu că sarea asta se face un bolovan. Uite, să fie o țără mai groasă, sarea. Ia ca pe copiii ăștia ne-a stâmpărat. N-ați stat voi în râul vostru, ia că ați ajuns la uica Mihai în tavă. Așa vă trebuie. Și peste îi acoperim? Da. Uite, punem sare din biu. Și așa facem cu toți peștii, numai pe fiecare îl învăluim în câte o altă ceva. Și nu o să se săreze ei foarte tare? Numai bun. Ei își trag singur câtă sare au nevoie. Aveți încredere că nu-i rețeta inventată Dar de Moș Mihai? Dar rețeta asta? Eu o bag seama, asta a fost inventată undeva pe la vreo ocnă, la vreo ocniță. Numai e atât de bună că a plecat din om în om și s-a răspândit peste tot. De se cunoaște peștele învăluit în sare, se cunoaște peste tot. Ia câtă tava, e gata, numai să o băgăm la cuptor. Ai văzut, nici nu-i greu. Acum o să facem pe șalou. Acesta este un pește dulce. Avantajul gospodinelor este că șalăul în crustă de sare nu trebuie curățat de solzi. Peștele își lapădă pielea în coaja coaptă. Se umple burta șalăului cu usturoi și se învelește în sare ca și păstrăvul. Cu somnul e altă poveste. Acesta se adoarme în frunze de varză. Uite acum, luăm somnul ăsta și dăm pe el cu piper. Sare nu-i mai punem că bănesc că și ea de acolo nu mai e nevoie. Acul chinuim cu atâta sare, nu mai trebuie să-i dăm. Și numai o țâră boia. Ăsta e pește cu carne uleioasă. Și uite aici. Facem așa un cecuș. Un ce? Cecuș. În traducere, spuneți, în traducere? În traducere, pozânari. Bun, m-ați prins și cu asta. Uite, o pungă din foaie de varză. Învelit frumos. Mă, să nu vă băceți unul lângă altul aici, că vă înghesui o țâră. Uite-i. Și acum, iară, sare deasupra. Domnul Crap, o să-l facem, o să-l tăiem în mod special, îți arăt eu, îl facem ca un pozânar, ca să se coacă întreg. Pozânar? Și să rămână. Pozânar e un buzunar. Ca un pozânar, ca să rămână burta întreagă și o tăiem și o să vezi, crapul e ca porcul, are un strat de slănină, unul de clisă, unul de carne, unul, numai am e bună bucată. Așa. Aia când vrei să-ți iubești bărbatul, să-i dai să mănânce burta de la crap. Atâta crește. Nu-i coada. Coada, dar tu știi ce merită sau ce nu merită. Fii atentă să vezi ce proaspăt e. Că uite, bășica de aer, acum mi s-o spart în mână. Deci e proaspăt, aia cunoști. Dacă e ochiul limpede la pește, uite, să nu fie tulbure. Așa. Să nu se albească. Și dacă are aer în bășicile alea, aia înseamnă că e atunci că a scos. E proaspăt, uh-huh. Atunci poți să-l mănânci fără frică. După ce a fost curățat și spălat bine, se îndeasă cu roșii, ardei, usturoi și frunze de pătrunjel, gata de pus pe tavă și învăluit în sare. Alături se pun pentru sarămură roșii și ardei. Bănățanul gospodar adună și ultimul fir de sare, nu lasă nimic să se piardă. Așa. De o fi zgârcit sau o fi econom? Nu, eu cred că e gospodar. Nu-i bănățanul zgârcit. Că la bănățan în casă când vine cineva în gostie, îi dă tot și sufletul din el. Nu putem să spunem că e... Numai cred că s-a învățat în vremurile grele
să gospodărească, să drămuiască, ca să n-ajungă să aibă lipsuri. Să aibă tot timpul, așa e. Cuina plină la bănățean cu de toate. Na, chiar că nu ne-a ajuns sarea cum am vrut eu, dar uite-o mai gospodărim noi. Cât de gros așa trebuie să fie extractul ăsta de cu cât e mai gros, cu atât e mai bun, că se face damf, se abur. Na. Eu știi ce aș face? Aș mai fura o țără de la păstrăv, că am pus mai mult, și mai pun aici. Hai să fim o țără bandiți! Am cârpit pe Crăpcean. Na, și acum tot e gata de băgat la cuptor. Veronico, cu Dumnezeu înainte și să vedem ce punem pe masă și ce mâncă. Peștele pregătit se dă în cuptorul bine încins și se ține până sarea capătă o culoare ușor maronie. Crusta de sare se întărește așa de tare de îți poate rupe și barosul. Vezi, mie mi-ar fi fost drag să am un cuptor cum era la Muma acasă. Făcut de bunul meu din cărămidă, din cărămidă crudă, cu șpoiert, așa îi spune, mare, unde puteam să bag un miel întreg și încăpea. Numai aia ca dacă s-a dus și bunul și buna, s-a dus și casa și tradiția și obiceiul. Na, cât acum, îl ținem aici? Eu zic că o jumătate de șase trebuie lăsat. Wow! Dar chiar e tare! Vezi, s-a făcut bolovan, așa trebuie. Și cum o spargem pe asta? Uite cu barosul. Ia să vedem. Veronico, Veronico, acum urmează ce-i mai greu. Hai să vedem. Ei, când e vorba de sare, e vorba de muncă de ognaș. Ia uite-mă. Ce baros. Ăsta nu-i făcut în Banat, să știi. Eu cred că ăsta e de pe undeva, de pe la Vâlcea, de pe la Olteni. Că la Bănățană e lucru tainic. Uite aici. Au, țucul eu, e ca puful, ia uite. Hai să facem ceva, că eu mor de poftă. Spuneți. Să gustăm o țâră direct din blig. Da. Numai, stai să-ți arăt eu. Uite aici. Ce că am intrat în Europa și... Musai să mâncăm cu tacâmuri speciale de pește. Eu îți dau numai cuțitul, uite, care seamănă cu o lopățică. Și ia gustă tu, ăsta e șalău. Ia vezi, e carne albă ca puful. Nu i-am pus sos, nu i-am pus mirodeni. Da. Ce zici, Veronico? Wow, ce gustos e. Și ce aromat e și nu e deloc sărat. Am crezut că o să fie... Dar nu să-l pot băga în gură, da? Și să vezi, e minunat. Când punem lângă el coleașă și saramura asta care o facem imediat, să vezi atunci, în binară de trei arome, rodul pământului cucuruzul din care facem coleașa, peștele din râurile de munte, dragi nouă, și saramura asta din legumă coaptă, o să dea o îmbinare. Succesul rețetei este garantat de saramura cu care se servește peștele, testată de întreaga noastră echipă. Aceasta se pregătește din ardeiul copt în crustă de sare, o roșie crudă și usturoi după gust. Se condimentează cu sare, piper și se amestecă cu o lingură de oțet și una de vin. Credeți-ne, e bună de-ți lasă gura apă. Cristi, asta e pentru tine, că ești musafirul nostru. Dumnezeu să primească. Și hai să-l învățăm cum e vorba noastră, Veronica. Spune așa, că stomacul deștept face mintea, ține mintea, sănătoasă. Sănătoasă. Stomacul deștept, ține mintea sănătoasă. Sănătoasă, să aveți poftă, să gătiți și voi și să aveți parte de o vreme excelentă ca și noi. Numai bine, la revedere. Doamne ajută. Jimmy, 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 adu tirbușonul. O Jimmy, 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 ca să bem tot romul. O Jimmy, 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 adu tirbușonul.